un document pe care l-a obținut calea oficială. Din cadrul unui proces penal. Au adus ei ca probă. Ca... Da. Uh-huh. Adică materiale procesului penal și acolo eu am dreptul că să fac copii. Uh-huh. Și am făcut copii. Și oricum ar trebui să fie documentul public pentru că... Procuratura anticorupție. Da, dar nu-i. Și apropo, uite, la capitolul ăsta, cei ce de acum iar ne întoarcem la conflictul meu de muncă, unde Mazur, judecătorul, a scris că eu n-am demonstrat că am lucrat până în 13 aprilie. Așa cum am lucrat, acolo cu tabelele pontaș, înscrisuri, ordinul de eliberare. Și uite, actul ăsta repetat. Că uite, până pe data e 13, a fost Shiman. Shiman Ion, în perioada asta, și de pe 13 altul. Înțelegi? Iar demonstrează că eu, adică, dar... Eu actul ăsta ți-l prezint, Olle, ca să vezi cât de fraudulos se gestionează patrimoniul Moldova Film. Cum? Uite, mașinile, transportul care a fost vândut, chipurile cu, cu licitare cu strigare, făcută de către ăsta, cum se zice, Vasilache. Și poate a făcut chiar, nu? Dar nu are dreptul să facă, că este regulamentul guvernului care spune că întreprindere specializată trebuie să organizeze este. Înțelegi? Te uite, cum... cum se micșorează valoarea mijloacelor... active, uite, cu 2 milioane și ceva, uite cum costumele, au dat 441 de costume de la Moldova Film, costume de epocă și nu s-au întors până amuia. Cum Vasilache casează datoria agenților economici câte de aproape 1 milion de lei. Îi trece la pierde, fraudulos, așa se scrie. Și păi, dar cine a constatat asta? E o comisie de la Ministerul Culturii sau...? Păi nu, aici e vorba de actul... Curtea de conturi sau nu, cine? Actul Ministerului Finanțelor. Uitați-vă aici, la urmă, ați vedea semnăturile. Iată, uitați-vă. Sergiu Bucătari, inspector. Dar cine-i DIFPL-ul ăsta? Direcția... Inspecție financiară a Ministerului. Deci Ministerul Finanțelor verifică, da. Păi, da. Nu are așa funcții curtea de conturi, trebuie și sunt ba, da, are, dar asta a fost la solicitarea Procuraturii Anticorupție. Am înțeles. Deci au constatat ilegalități în septembrie 2015 și consecințe? Și nu numai ilegalitate, dar gestionare frauduloasă. Uite, și nici o consecință. Uite, datorii compromise, dubioase, casări dubioase, uite, tot absolut, vânzări dubioase, uite câte mașini, Uraluri, toate le-au vândut, care, cu stații electrice, care trebuie la filmat. Motivul a fost că chipurile nu sunt folosite în procesul tehnologic. Dar și cum se învechesc, da, bine, dar cum, valoare. Dar nu-și pierde, Oleg, fiindcă ele trebuie menținute. Înțelegi, eu le-am menținut și toată lumea, până la mine, le-am menținut, doar Vasilache hotărât să le vândă. Înțelegi? Dar care au fost, fiindcă la mine, pe parcursul anilor, mi-au propus, de o grămadă de ori au venit de ăștia, că să le vând și mașini, și, apropo, motopompa era la balanță cu prețul de vreo 12.000 de lei, îmi dădeau 50.000 de lei. Eu nici nu vreau să aud. Facem cât și așa, și așa, ei și aia este vândută cu vreo 20.000 sau cât. Că chipurile mai mult decât era prețul de bilanț. Băi, fraților, ce faci? Păi, dar cine este mea așa o motopompă la 10.000 de? Uitați-vă, în 2009, veniturile la Moldova Film, încasările, au fost de 9.412.000 și așa mai departe. Mergem mai departe. Atunci dumneata erai director, da? Da, eu eram. Mergem mai departe, 2011, când eu eram 3 luni numai, 5.900.000, aproape 6. Mergem mai departe, în 2012, 6 tot milioane. 6 milioane. În 2013, unde e 2013? Sus, acolo, 6 milioane. 6 milioane. În 2014, 5 milioane jumate. În 2015, asta nu e toată perioada, așa? Până în august, 3 da, milioane. Deci, încasările sunt în jumătate de cât erau când conduceam eu această instituție. Fondul de salarizare e același care era când erau 120 de oameni, acum sunt 45. Păi le-au mărit salariile, probabil, nu?
pe dracu și-au mărit lor la unii, la conducere, contabilul, șef, nu, și așa mai departe. Și având toate chestiile astea, organul de urmărire penală consideră că nu trebuie de pornit urmărire penală. Cum? Dar cine dumneata ai cerut urmărire? Eu am cerut, da. Uh-huh. Eu am cerut. Să vedem ce o zic judecător Rățoi, în baza documentului ăsta, da? Nu numai, că acolo sunt mai multe. Judecătorul Rățoi, în opinia mea, n-are altă soluție decât să caseze, să anuleze ordonanțele și să trimită înapoi, să-i pună, să examineze sub... Dar asta poate să se întâmple la nesfârșit. Da, pe cu registru. 8 ordonanțe am anulat. Și la urma nouă, nu a anulat-o. Și acum sunt în apel, care... Și acolo, Oleg, nu e greu. Anual, cu supraplata pentru semifabricații plăcuțe de înmatriculare, registrul plătește supraplata câte 2 euro. Anual, undeva vreo 12-15 milioane de euro, de lei. 12-15 milioane de lei, anual. Sunt pierdere ale statului, da, și sigur că, veniturile și nu, cuiva. Da, și nimeni nu răspunde. Înțelegi?